Te rog să ai răbdare. Fă cu răbdare. Fii mai răbdător. Sunt afirmații pe care le-am auzit deseori la părinții și profesorii noștri. Mama are răbdare pentru ca pruncul să fie pregătit să cunoască lumea aceasta. Apoi tot cu răbdare așteaptă ca puiul să gângurească, să zâmbească și apoi să meargă singurel în picioare. În spatele răbdării stau încercările fiecărui om, încercările și strădaniile lui. Câtă răbdare arată dascălii noștri! Întâi să ne cunoască, apoi să ne așeze stiloul în mână, să ne pună notele de pe portativ în suflet, să ne arate cum să aruncăm mingea la coș sau să sărim. Toate acestea se fac cu multă răbdare, răbdare din partea dascălului și multă așteptare din partea elevului. Cam așa funcționează răbdarea. Chiar avem îndemnul Sfântului Apostol Pavel în Sfânta Scriptură. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în iubire. Răbdarea este de fapt nerenunțarea la renunțare. Atunci când simți că totul e pierdut, să mai aștepți puțin, să vezi care este planul lui Dumnezeu cu tine. În Biblie, Domnul e numit de către Apostolul Pavel Dumnezeul răbdării, căci răbdarea izvorăște din iubire. Dragilor, răbdarea este de mai multe feluri. Este răbdarea obișnuită, care este prezentă la mai toți oamenii. Apoi, există îndelunga răbdare, acea calitate care conferă capacitatea de a suporta un timp îndelungat anumite neplăceri. Și mai există răbdarea pe care au avut-o sfinții în viața lor, fără cârtire, fără dezamăgire, manifestată doar prin bucurie și credință. Voi astăzi cum sunteți? Sunteți nerăbdători să creșteți și să fiți independenți? Să treacă mai repede zilele din calendar? Sau vreți ca totul să se întâmple repede, pe loc chiar? Sau mai degrabă așteptați, cumpătați, să vă crească floarea nou plantată în ghiveci, pentru a vă putea bucura de ea? Oricum ați fi, luați aminte la modelul răbdării lui Iisus. El a știut să-i aștepte pe cei din jurul lui, să-l cunoască, să vadă că El este calea, adevărul și viața. Domnul Iisus a fost un model de răbdare și pentru apostoli, care dacă nu ar fi avut răbdare, nu ar fi putut să meargă în lume să propovăduiască credința în Hristos. Aceștia, cu multă răbdare, au predicat, apoi au așteptat ca mesajul iubirii să rodească în sufletele oamenilor. Iată că această virtute este atât de necesară astăzi, în secolul vitezei. Ea ne face să ne bucurăm de lucrurile mărunte și simple, căci tocmai în ele stă frumusețea adevărată a vieții.